Bună seara, stimați telespectatori, bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor. Salut pe toți cei care în aceste momente sunt în fața micilor ecrane și urmăresc această emisiune. Îi salut și pe cei care poate nu prind această emisiune acum, dar o găsesc ei pe YouTube, o găsesc prin alte părți. Oricum, mă bucur să vă simt aproape și să percep o anumită formă de interes pe acest domeniu puțin mai dificil din perspectiva subiectelor pe care le abordăm, pentru că oricum emisiunea se numește Față în față cu necunoscutul. De fiecare dată luăm contact, eu v-am să vă prezint niște fenomene, niște situații, niște stări care nu puțin dintre dumneavoastră au auzit de ele, dar așa, superficial și-au trecut ușor pe lângă ele, că despre ce vom discuta în seara asta sunt convins că mai toată lumea știe. Puțini s-au aplecat ca să pătrundă în esența acestui subiect, ca să zic așa. Și o să constatați că este vital. Deci, vom discuta despre apă ca medicament miraculos pentru vindecarea nu numai a corpului, dar și a sufletului. Studiile sunt pe acest domeniu extrem de laborioase, făcute de-a lungul timpului. În ultimii ani, un personaj foarte important, un japonez, un doctor, Emoro Masato, am să vă arăt și fotograma lui aici. Acesta este doctorul Emoro Masato, care a studiat apa în toate variantele ei. Da, acum îl vedeți mai mare pe Emoro Masato, care, mulțumesc regia, care a făcut niște cercetări în laboratoarele lui din Japonia, a fost sprijinit, bineînțeles, de o inegalabilă valoare, apa. O să vedeți prin câte etape a trecut el în studiile lui și ce forme de informație ne lasă, iar noi nu avem decât să ascultăm, să învățăm și să punem în practică. Pentru că spun că și pe mine m-a surprins că, pe parcursul timpului când am intrat în profunzimea acestor studii, apa pe care, cum am aici, asta e apă, da? E, această apă este foarte importantă. De ce? Pentru că apa este viață. Iar materia vie, în special corpul nostru, este compus din apă. Deci corpul nostru e între 70 și 80% apă. Apă. Celula, în interiorul ei, afară de nucleu, e o apă, pe citoplasmă e o altă apă. Între ele, aceste sunt interconectate prin biofotoni, iar această apă, și după studiile lui Masaru Emoto, această apă este cel mai puternic condensator care strânge informație. Dacă au făcut și niște studii care sunt în dezvoltare, oceanele planetei dețin informația întregului planetarium, întregului pământ. Dacă ei acum, încă sunt studiile, că nu sunt de mulți ani, se vor pune la dispoziția celor interesați, sigur că astea nu sunt chiar studii de așa, de larg consum, toată lumea, ceea ce am să spun eu e pentru toată lumea, pentru că este vital.
Deci calitatea vieții este strâns legată de capacitatea acesteia de a primi informații. Prin intermediul unor câmpuri electromagnetice mai slabe, lumina, fotonii, biofotonii, care ies chiar din ADN, sunt radiații electromagnetice slabe, care ies cu viteza fotonilor, că de-aia se numesc cu viteza luminii, cu informație din celulă, din ADN, fiecare pe frecvența lui, pleacă în univers și se întoarce cu altă informație și o aduce înapoi. Apa reține orice informație cu care vine în contact. La corpul nostru, fiecare emoție pe care o simțim, fie pozitivă, fie negativă. Emoțiile, toată lumea vorbește de stres. Stresul reprezintă, mai ales în zilele noastre, o cantitate de informație copleșitoare, dar dăunătoare, pentru că interacționează cu o grămadă de câmpuri și cu ionii pozitivi care sunt dăunători pentru corpul omenesc. Și dă forma de stres, oboseală, dureri de cap, sufletește, o plictiseală, dezgust de viață, stresul. Aceste informații, deci emoția, pozitivă sau negativă, informațiile sunt înscrise în celulele corpului nostru, adică în apa din interiorul celulelor. Aceste informații se localizează, se așează, ca să zic eu, în diferite nivele ale țesuturilor din trupul nostru. Nu sunt toate la un loc. Țesutul are mai multe straturi, mai multe nivele, iar informațiile astea se așează acolo. Găsim aici informații din copilărie, în celulă, în ADN, în apa din ADN. Dacă studiem din punct de vedere strict energetic al energiei, prin câmpurile astea electromagnetice, într-o formă holografică a corpului, aceste informații sunt localizate în special în celulele din cerebel, în structura ADN-ului. Hai să luăm de exemplu un caz. Un copil suferă o experiență traumatizantă, care să zicem noi? Hai să zicem că îl atacă un câine. Această emoție negativă în momentul respectiv se înscrie pe suprafața sistemului psihosomatic, acolo unde se stochează informația. Pe întregul corp, în fiecare celulă, în fiecare părticică a celulei, care reprezintă, să zicem noi, biochimia membranelor celulare, țesuturile musculare și cu precădere în intestine. Ați văzut că în anumite emoții oamenii simt o strângere aici la stomac, au parcă de aici, că aici este și hara, centru energetic, e plexul solar, deci pe intestine. Până în momentul respectiv, energia ADN-ului nu este implicată. Dacă această informație negativă, sperietura respectivă, nu e înlăturată foarte urgent, începe să pătrundă tot mai adânc în sistemul biologic și să începe să se stocheze undeva în structura ADN-ului din emisfera dreaptă. Aici sunt emoțiile, sunt informațiile, sunt amintirile toate care le avem noi, aici le găsim. Copilul devine adult, da? Și în momentul acela este încă legat de această emoție negativă. Am întâlnit de multe ori în practică persoane care aveau anumite stări conflictuale, nu știau la un moment dat de ce, simțeau o stare de stres, o stare de anxietate, o stare de panică, nu știau de ce. Uitaseră episodul
cu câinele, să zicem, sau un alt episod, o stare de stres. Dar în el era un fel de frică, un fel de care se rostogolea așa într-o buclă, iar se făcuse mare, acum nu mai era, dar când vedea un câine, totuși avea o stare de repulsie, pentru că se scotea din spate de undeva, din inconștientul lui, spaima respectivă. Sigur că omul furat de anumite activități uite. Au fost cazuri în care a trebuit intervenit, să se intervină în mentalul acelei persoane prin stări de sugestie, hipnoză sau autosugestie, autohipnoză, pe care și-o induce persoana respectivă după ce capătă niște antrenamente. Mai spre sfârșitul emisiunii vom vorbi și despre un ajutor care îl primește apa noastră de la lumină. Există așa numita lumină polarizată. Ce am mai vorbit eu altădată despre această lumânare, lumina ei intră în compoziția printr-un câmp de energie, un câmp torsionic, până în celulă, se cuplează cu informațiile care ies din biofotoni și informațiile se amplifică la lumina asta suplimentară, pentru că am mai zis și repet, iar lumina lumânării are o frecvență între 425 și 450 de megahertz. Este exact vibrația conștiinței, vibrația creierului. Ele sunt aproape similare. Deci, cum am spus, organismul uman este construit din apă în proporție de peste 70%. Iar multe din organele noastre, cum ar fi creierul, creierul are apă în componența sa de peste 90%. Ce se întâmplă când nu bem apă? Deci, din momentul acesta, vă rog să fiți foarte atenți, că voi fi foarte precis, voi vorbi punctual și vă voi spune exact ce și cum e cu apa asta. Dacă nu bem suficient apă, neurotransmițătorii, un cuvânt mai larg așa, care face transmisia prin traiectele neuronale și pe nadisuri, care sunt în corpul energetic, deci nu se mai transmit cu acuratețea și cu corectitudinea cu care o făceau. Pentru că corpul nu mai are apă și la un moment dat apar niște simptome. Încep să, corpul se deshidratează și apar durerile la diferite organe. Atunci luăm medicamente și nu știm că de fapt primul tratament de care avem nevoie este chiar apa. Majoritatea bolilor care ajung într-un stadiu mai amplu sau destul de avansat sunt cauzate din cauza lipsei de apă. Un doctor german mai vechi, care el făcea tratamente și cu anumite băi cune, spune așa: nu ești bolnav, doar îți este sete. Dar numai că setea asta nu percepem, că atunci când mi-e sete iau să beau un pic de apă. Organele care au pierdut apă și cam de la 4-5-50 de ani apa începe să scadă în organi și atunci trebuie să o suplinim. Nu mai o păstrează ca atunci când e celula tânără. Iese mai repede și atunci trebuie să o suplinim. Tot studiile lui Masaru Emoto spun așa, că noi trebuie, indiferent, mâncăm supă, mâncăm ciorbă, mâncăm mâncăruri cu lichide, nu contează. 2 litri de apă trebuie să-i bem în fiecare zi. Rețineți? 2 litri de apă. Sunt persoane beau lichide, majoritatea, și apa să fie plată, nu apă gazoasă. Pentru că oricum amplifică aciditatea din stomac, din intestine. Apă plată.
Acum, ce a constatat Emoru Masato? A constatat ceva. Un colaborator de-al lui, Ralph Vornem, a scris și a notat tot și a dezvoltat în continuare studiile lui Masaru Emoto. Deci, în 1996, mai curând, Masaru Emoto a făcut un experiment, un experiment extraordinar pe un lac din Japonia foarte poluat. Asta era într-o zonă foarte industrializată din Japonia. A strâns câteva mii de oameni și i-a pus să se roage, ca să vadă ce efect are rugăciunea asupra apei. Deci ce se întâmplă cu apa respectivă în timpul rugăciunii. Oamenii s-au adunat așa în grupuri, în pâlcuri, pâlcuri. Alții au rămas într-un templu și s-au rugat la apă. Alții pe lac în bărci, alții pe malul lacului. S-a făcut și o ceremonie cu lumânări, lumina amplificând câmpurile lor mentale. Către cine credeți dumneavoastră? Nimeni nu s-a rugat, Doamne, binecuvintează apa. Nu. Această rugăciune, de fapt, era un fel de dialog, un fel de comunicare cu apa. După 2 ore, cât a ținut această ceremonie cu rugăciunea, apa era, la microscop s-a studiat, era structurată extraordinar. Adică ea fusese până atunci foarte poluată și moleculele se mișcau anarhic, se mișcau haotic. După 2 ore, apa avea o structură cristalină, pură, în formă de flori. Am să rog regia, dacă a pregătit, să ne dea într-un tablou să ne ruleze acele flori ale apei. Nu știu că am adus eu niște flori. Da, uitați. Sunt unele foarte frumoase. Unele, de pildă, una ca asta este o legătură de iubire. Altele sunt mai puțin. Aia de-n stânga, nu îi vedeți. Vedeți, șase colțuri. Acestea sunt apa cristalizată. El a mai construit un sistem. Apa luată și înghețată și pe urmă pusă să se vadă. Se făceau cristale. Acestea sunt cristalele de apă. Încă o dată repet, apa a primit o rugăciune de la toți oamenii aia. Perfecțiunea cristalelor apei era extraordinară în imaginile pe care au fost prezentate. Astea ce vedeți dumneavoastră sunt stocate de acest Ralph Vornem, care a adunat în timp din laboratoarele lui Masaru Emoto, a adunat toate informațiile. Emoto era puțin mai, să zicem, mai direcționat pe studiul în sine, iar informațiile le lăsa celor din jur să le strângă, să le adune, să le sorteze. S-a constatat că o apă care primește o rugăciune, și o să vă spun puțin mai încolo, și cum să faceți dumneavoastră. Se păstrează total nealterată timp, ca în timp de o lună după rugăciune. Experimentul ăsta a mai fost făcut și în Brazilia undeva, tot un lac poluat. S-a luat o mostră de apă din lac, s-a pus într-o sticlă. Mai mulți oameni, undeva acolo într-o clădire, s-au concentrat asupra apei și
s-au rugat, s-au rugat de apă. O să vă spun și cum, că trebuie să o faceți și dumneavoastră. După rugăciune s-a constatat că apa era extrem de purificată din sticlă. Numai că, ce e interesant, apa din lac era mai purificată decât cea din sticlă. Deci, după rugăciune, cum am spus, lacul era mai purificat. Aceasta a creat o anumită controversă în mintea oamenilor. Și au stabilit, pe urmă, tot prin studii, că apa în mijlocul naturii se purifică mai temeinic, mai puternic, decât în condițiile unui laborator închis, unde, să zicem, sunt câmpuri energetice, câmpuri electromagnetice, care au un anumit efect. Continuăm după pauza respectivă. Am revenit din pauză și am să continui să vă prezint unele din experimentele lui Masaru Emoto, referitor la rugăciune, în primul rând. S-a întrebat la un moment dat, dom'le, cum trebuie să ne rugăm pentru ca apa să aibă un efect maxim asupra corpului omenesc? Având posibilitatea ca o apă asupra căruia se îndreaptă o rugăciune. Rugăciunea este, de fapt, un dialog cu apa. Cu ea vorbim, o rugăm ceva. A făcut diverse experimente și, pe urmă, verifica cristalele de apă. Și a constatat că cea mai temeinică formă de energizare a apei prin așa numită rugăciune, că o să vedeți cum se formulează, este în felul următor. Ce spun, vă rog să notați, să fiți atenți, pentru că este foarte bine să procedați la fel. Deci, în primul rând, mâinile trebuie să stea așa împreunate și aici, în dreptul pieptului, aici e și inima și chakra anahata. Așa cum țin preoții mâinile la rugăciune, ritualul de rugăciune. Iar rugăciunea care a adus apa la cea mai înaltă puritate era așa. Te rog să fii bună. Te rog să fii foarte bună. Te rog să fii cât poți de bună. O spunea trei variante. Sigur că dumneavoastră trebuie să o spuneți mot-a-mot, să devină o fixație, o obsesie. Dar vorbiți cu apa, puteți să-i spuneți și altfel. Dar să o rugați să fie cât mai bună, ea să fie bună, pe urmă să fie bună pentru dumneavoastră și dacă aveți o afecțiune, undeva vă doare sau e ceva, poate să fie mai rău, rugați-o ca prin bunătatea ei să ajungă la organul sau la locul în suferință. Te rog, prin puterea ta, să te duci, să fii atât de bună și să-mi vindeci locul cu tare. E, o să vedem mai încolo că nu simpla convorbire, ci anumită formă de energizare a ei, anumită încărcare energetică, de pildă, eu dacă vreau, iau paharul acesta și vreau să beau așa. Pun mâinile așa, țin în dreptul anahatei și am să-i spun. Te rog să fii bună. Te rog să fii cât mai pură, să-mi împlinești și să-mi suplinești acele lipsuri ale apei din organismul meu. Îți mulțumesc că ești bună cu mine și cu trupul meu. Și pe urmă, pot să beau. Puteți face treaba asta. Am spus că eu m-am referit la paharul din care beau acum. Asta puteți să faceți cu niște sticle de apă
Sunt anumiți bioterapeuți care știu treaba asta și ce, aduceți-mi apa să vă energizez. Vă puteți energiza și dumneavoastră. Pentru că în momentul în care mentalul, câmpul energetic din minte, pleacă, am vorbit de atâtea ori despre puterea minții, către apa respectivă, ea este un condensator inimaginabil de puternic. Când eu am toată convingerea, nu mă duc, așa o fi, ea prinde și semnalul ăsta, așa o fi. Nu, trebuie să fim convinși că tot ce spunem este strict, autentic și are valoare, mai ales că Masaru Emoto a demonstrat prin toate experimentele lui, făcute în laboratoare, vă dați seama că statul japonez a investit sume serioase, pentru că ei sunt foarte interesați de sănătatea întregului popor, fiindcă un calcul, dacă vreți, de contabil, luând situațiile din statistica lor, statul cheltuiește mult mai mulți bani cu oamenii bolnavi că trebuie să-i facă sănătoși. În schimb, câștigă mult mai mult de pe urma oamenilor sănătoși. E o chestie, dacă vreți, de comercializare a politicii sociale. Pentru asta s-au făcut aceste dezvoltări, s-au studiat și au ajuns la acest nivel. Ceea ce lipsește nouă, suntem într-o situație, adică neplăcută, nu vreau să folosesc mai multe, total neplăcută, România, poporul român, pentru că am observat că oamenii se așează la masă, de multe ori, nervoși. Refuzați să mâncați. Dumneavoastră să refuzați să mâncați pe stare de nervi, pe stare de stres. Plimbați-vă puțin, luați și mâncarea. Nu numai cu apa. Trebuie să faceți așa. Faceți și cu mâncarea. Rugați-o ca mâncarea să fie bună pentru corpul dumneavoastră. Să vă dea numai sănătate. Iar neurotransmițătoria de care vorbeam vor lua această energie, pentru că în mâncare nu contează numai substanțele chimice. Scuzați. Deci nu contează doar compoziția chimică a hranei sau a apei. Contează vibrația energetică, pentru că mentalul trimite valuri de energie către obiectul acela. Pentru că e vorba de hrană, că așa încărcăm toate obiectele. Le putem încărca, supărați fiind în casă, încărcăm obiectele din jur cu energii negative, de supărare. Alea vin înapoi. Dar când e vorba de hrana cu care trebuie să trăim, apa în special, că fără apă omul în 6 zile a murit dacă n-are apă. Se deshidratează, se usucă celulele și în momentul acela începe dereglajul organismului. Deci, repet, mâinile ținute așa, împreunate, în dreptul inimii, în dreptul chakra anahata, și spunem apei, te rog să fii bună. Dacă vreți, completați ce ați auzit la mine. S-au făcut teste și s-au arătat. Mâinile ținute așa, s-au ținute așa. În orice altă poziție, decât împreunarea asta, creează o altă structură a apei, la fel și alte tipuri de rugăciune. Cu cât rugăciunea este, eu zic rugăciune pentru că de fapt ne rugăm, o rugăm pe apă, o rugăm, te rog așa, te rog așa. Dacă începem să combinăm cu fel de fel de formule cât mai alambicate, asta înseamnă că restructurăm gândirea, mentalul, în diverse valuri de energie care intră în apă, că e condensatorul absolut al planetei. Niciun condensator nu are capacitatea apei. Cu cât e mai simplă rugăciunea, clară și precis, cum a zis el, te rog să fii bună. Bună, tu. Nu bună cu mine și când vei altul să fii rea pentru ea. Te rog să fii bună. Apa pricepe vibrația asta puternică, convingătoare, foarte clară și precisă și își modifică structura. Luați, vreți să vă energizați mai mult, luați o sticlă de apă,
puneți mâinile pe sticlă și vă concentrați asupra apei. O vedeți cum se purifică. După care, în final, puneți mâinile așa și față de sticla aia, te rog să fii bun. O lună de zile apa asta este energizată și vă mai sugerez un experiment. Apa. Dacă la două săptămâni sticla aia, iar o rog și iar o rog la două săptămâni, o să vedeți că o țineți 2 ani de zile și n-are nimic. Fiindcă ea este ceea ce fac preoții în butoaile alea când binecuvintează apa. Ei mai fac o chestie ca să o purifice de anumite bacăi, cantitate mare. Bagă o bucată de argint. Acest argint coloidal în special și ăsta dezinfectează apa. Rugăciunea o energizează, iar argintul o dezinfectează. Dacă sunt bacterii, e pură. Aia este apa care o luați noastră cu sticluța de la biserică. Asta este. Sunt butoaie care, dacă vă uitați atent, au niște bare de argint. La fund, două bare. Deci, ce observăm în aceste extraordinare testări? Apa răspunde rugăciunii noastre. Deci, conștiința umană poate schimba structura materiei. Am mai discutat noi și altă dată, poate puțin mai abstract. Conștiința a creat materia, nu materia conștiința. Cu toate că perioada marxistă asta susținea. Materia formează conștiința. Absurd. Pentru că ei ăia care susțineau treaba asta uitau că tot ce era în jurul lor era produsul conștiinței. Și am să repet încă o dată definiția conștiinței. Conștiința înseamnă un eveniment care se petrece și conștiința mea fuzionată cu evenimentul, empatizată cu evenimentul. Adică ajung în situația să zic știu că acesta e un pix. Deci în clipa aia, asta înseamnă conștiința mea. Pentru că, de fapt, mă detașez, eu mă privesc din exterior și zic, uite, acum știu treaba asta. Această detașare din mine, că și calculatorul știe, orice calculator știe, dar el nu știe că știe, habar n-are. Pentru că n-are suflet, n-are emoții. Dacă dumneavoastră vă spune cineva un cuvânt urât, simțiți o stare de insatisfacție. Nu vă convine, nu vă place. Emoțiile care sunt în tot corpul, toate celulele, el sigur că are aici un amplificator, dar tot corpul simte emoția. Am discutat mai devreme, o emoție puternică o simțim în hara, cum se zice aici, în centru energetic, unde e laboratorul energetic al trupului. Dar pe calculator, dacă îi ziceți ce vreți dumneavoastră, îl insultați, îl înjurați, îi spuneți ce vreți, nu o să se supere. El știe ce e acolo. Habar n-are ce e în jur. Deci faptul că peste 70% din organism este compus din apă este relevant la tot ce am spus până acum și extraordinar. Devine limpede faptul că atâta vreme cât putem purifica apa dintr-un lac, iar structura ei devine cristalină și vindecătoare, și rugăciunea noastră poate avea efecte purificatoare atât asupra noastră sau asupra persoanelor pentru care ne rugăm. Am zis asupra noastră. Păi cum asupra noastră? Că acum vorbim de apă, de mâncare, dar chiar asupra mea pot să fac această purificare. Pentru că am spus că suntem până în 80% apă. Deci eu pot să vorbesc cu corpul meu și să induc în apa din fiecare celulă o informație. S-au făcut niște experimente bazat pe toate studiile lui Masaru Emoto. Niște doamne au fost rugate să experimenteze timp de o săptămână o zonă a feței, să zicem, de să vedeau niște riduri. Se duceau la oglindă,
se uitau la riduri și spuneau, uite, ridurile încet, încet dispar. Pielea se întinde sau au făcut pe mână undeva unde era. Marcau cu un pix ceva și se uitau. E, aflați că după o săptămână era foarte evident că s-au făcut și fotografii că zona respectivă se întinsese apa, a intrat, ele beau apa de care se vorbește, 2 litri de apă pe zi, obligatoriu. Dar nu o luați așa, vâști și o aruncați. Puneți în pahar, faceți o rugăciune, discutați cu apa și o beți înghițitură cu înghițitură. Dar pe parcursul unei zile să înghițiți, să băgați în stomac 2 litri de apă. Că mai mâncați o ciorbă, că mai mâncați un ceai, că mai mâncați un compot. Nu! Apă, apă. Și repet, apă plată. În niciun caz să fie apă acidulată sau când dau de Pepsi, de chestii de-astea. Ele sunt făcute special la gust ca să inducă o dependență. Cu cât bezi mai mult Pepsi, cu atât o să vă fie mai multă sete. Restul băuturilor sunt făcute, o reclamă inimaginabilă. Hai să zicem că mi se face poftoată, beci și un pahar de bere. Foarte. Foarte bine. Dar apa este apă. Cred că intrăm iar într-o pauză. Am făcut eu o confuzie cu regia, nu. Eu am să continui. Deci, încă o dată, gândirea noastră, către bine. Și mă duc și mă uit în oglindă, eu am mai zis odată, trebuie să spunem așa, dar vorbim cu fața noastră, cu apa noastră, ne gândim la celulele din corpul nostru, ne uităm așa haotic. Mă uit în oglindă și mă uit la fața mea, la fizionomia mea, mă uit la trupul meu și spun așa. Astăzi sunt mai sănătos decât ieri. Apa din trupul meu, din celule, preia informații. Astăzi sunt mai tânăr, deci am tinerețe, am sănătate și către apa din mental, astăzi sunt mai înțelept decât ieri. Nu duceți în derizoriu ce vă spun, pentru că e o mare greșeală. E foarte important să gândiți așa. Vă dau de un exemplu pe propria mea trăire. Cu niște ani în urmă am mai zis eu, un accident de parașutism, am făcut, căzând prost, în capul femural există un cartilaj, în maleola iliacă, la căzătura aia s-a strivit. Ajunsesem să mă mișc foarte greu. Acum că încet, încet am început să discut cu apa care mergea în cartilagiu. Și a început să se refac. O relevă radiografiile. O radiografie de atunci este mult mai, ca aspect destructiv, mult mai avansat decât este acum. Am zis, eu să fac un experiment cu mine, degeaba vorbesc eu altor oameni și le spun, dacă acolo unde e la mine e o problemă, nu o fac temeinic și serios. Am făcut unele experimente pe partea negativă, imediat s-a văzut. Da, imediat s-a văzut. Deci am spus, indiferent ce îmi spune cineva, că am notele făcute, asta fac o viață, studiez, cercetez. Și am văzut modificările structurale. Dar, încă o dată, atenție, hrana. Nu puteți să mâncați, de exemplu, am mai zis, puneți așa pe masă o friptură de aia nemaipomenită și aia se energizează puțin. Dar are mult prea multe toxine și are mult prea multe energii necrobiotice, celula care moare, numai atât de nocivă. Se energizează și aia, că și aia are încă apă în ea. Are. Vorbesc cu apa aia, preia informația și atenuează. Deci, indiferent până la urmă ce mâncați,
Rugați-vă cu mâncarea aia să fie bună, bună. Apa în special, pentru că, repet, suntem aproape 80% apă. Copiii sunt 80-82%. După la 45 de ani începe să mai scadă cantitatea și atunci trebuie să intervenim, să o suplinim. Pentru că celula, poate o să fac odată, o să iau o celulă să vă explic. O pun mare așa și vă explic ce e celula. Am arătat eu într-un filmuleț în altă parte ectoplasma, din care să fac materializările. Este pe stratul, ultimul strat al celulei, aproape când iese în afară. Deci, este foarte important felul în care ne gândim la noi, dar și la alții. Știm din discuțiile anterioare că mentalul nostru emite câmpuri, așa numitele câmpuri morfogenetice. Dacă eu mă gândesc la o persoană și mă gândesc rău la ea, mă gândesc să-i văd corpul veștejit, să-l văd oricum pot să pun acolo, îi transmit câmpul ăsta apei din interiorul celulelor acelui corp. Apa preia această informație, se duce până în matricea energetică și se înscrie încet, încet și vezi cum persoana respectivă se veștejește încet, încet. În momentul acela se inhibă și anumite trăiri, trăiri ale neocortexului, trăiri ale spiritului și omul începe să se limiteze către creierul reptilian. Atunci câteva instincte rămân. E foame, mănâncă orice, bea oricum, decade. Am mai spus de-a lungul timpului și o să mai tot repet. Prin inducție biopsihotronică, asta e știința de ansamblu, se pot ucide oameni la distanță. Cum se pot vindeca la distanță? Lazarev, un mare vindecător din Rusia, a făcut demonstrații cum poate gândind către cineva care îi vedea numai poza la distanță sau îi știa numai numele și îl scria numele. Că numele are o vibrație, o să discutăm odată și despre asta. Și făcea o vindecare. Deci începem cu apa, începem cu mâncarea, începem cu fizicul nostru și trecem mai departe la alte persoane. Ne gândim pozitiv. Poate m-a supărat un om. Și atunci stau și mă gândesc, am spus data trecută. Bă, s-a comportat așa. Zicem noi, a vrut. Dar de ce a vrut? Când analizăm atent voința lui manifestată în comportament, constatăm că n-a lucrat decât săracul creierul la mititel reptilian. Instinctiv. Deci, nu-l pot acuza de rea voință, să-l pot. Deci, de o formă diabolică. Cum am zis și hoțul, că fură de la unul din poșetă, ce bă, să vezi ce-l nenorocesc, că pe ăsta iau toți bani. Nu, el vrea să iaibă el, să-i cheltuiască el, că atât îl duce mintea. Deci, gândirea noastră este o formă, gândirea, așa cum e ea. Dacă îi spunem unuia, îl văd poza lui și îi spui să fii sănătos, să fii cât să nu te mai doară nimic, să fii, vorbesc de fapt, să faci un canal de legătură cu persoana respectivă, că o văd, o conturez, și ajunge direct în apa din el. Direct și prin biofotonii mei care pleacă și ajunge, ca asta e, sunt purtătoarea de informație, ajunge în celula lui, în fiecare celulă a corpului, din creștetul capului până degetul mare de la picior. Și acolo se înscrie un gând bun. Ia uitați-vă dumneavoastră cam cum e țara asta la ora asta. De ce? Că oamenii nu se gândește. N-ați văzut pe peste tot, mă uit și bă, nu se poate să fie chiar în halul ăsta. Să în politică în special, toată lumea se dușmănește. Toată lumea vorbește unul de ălălalt de rău. Îi vorbește. Nu vorbesc de bine. E câte unul care ajunge undeva și îl consideră pe adversarul lui. Ce demonul, diavolul e mic copil pe lângă el. Deci, ăla n-a făcut decât rău. A fost o minte diabolică că aia a vrut să facă.
Când îi vine rândul ăsta acuzatorului și îl întrebi, dar tu de ce ai făcut? Începe să-ți explice, păi stai să vezi. Păi ai gândit prost și pentru ăla și pentru tine. De aia iese ce iese. Hai să gândim bine, să nu mai fim supărați. Să gândim bine despre, cum zicea Iisus Hristos. Spune la un moment dat, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Nu așa că fii tu suflet cu lan, ce la... la zice lucruri râte și tu așa dă în culanță la... Nu. Pentru că o să vorbim după pauza respectivă despre acțiune și reacțiune. Pauză. Repet ideea cu care am intrat în pauză. Deci gândirea noastră este o formă de rugăciune, iar aceasta poate crea forme vindecătoare atât pentru noi, cât și pentru cei din jurul nostru. Hai să ne oprim puțin la noi. Dacă eu trimit un gând rău, îl înjur pe unul, gândesc ceva urât despre el, îl blestem sau cine știe ce-i fac, gândul ăla nu pleacă așa țâști către el. Intră până întregul meu corp, se duce în fiecare celulă și radiază, îl vedem dacă facem o fotografie atunci și ne uităm în aură, vedem aura prin care ies biofotonii din ADN, ciuruită cumva. Am făcut-o de-a lungul timpului și am văzut la niște persoane care au găurit așa, parcă erau strecurătoare. Deci primul efect, e adevărat, gândul ajunge instantaneu, dar concomitent mă lovește și pe mine, nu numai ținta pe care am luat-o. Înscrie în apa din celula mea, înscrie formele destructive. Masaru Emoto a mai făcut niște treburi. Punea în niște recipienți, niște apă și o dădea unui tip, închidea și spunea, gândește-te la ce vrei tu. Sau o punea în fața apa, în fața unei muzici. Apa primea undele muzici. Ia să vă arăt, să vedeți un cristal de apă, muzică de Mozart. Vedeți, vedeți cât de frumoasă este această apă. Poate odată o să discutăm de ce toate cristalele au 6 brațe. Ia să vedeți acum o muzică de manea și de heavy metal. La fel sunt. Ia uitați-vă cum arată. Pentru că de ce? Asta este cristalul unei muzici de manea. Mersi, regia. Pentru că este o muzică primitivă, o muzică sălbatică, o muzică care pornește numai din instinctele de jos, vibrațiile joase, instinctele animalice. O muzică superioară creează în informația apei din fiecare celulă o vibrație înaltă. S-au făcut tratamente numai pe muzică, eu știu, să zicem, Vivaldi, concertele lui Vivaldi, Bach, muzica asta înălțătoare. Unii zic, da, nu-mi place. Păi sigur că nu-ți place că dacă gândești jos, dar nu vrei nici și pe urmă începi să te vai, să te doară, să umbli după pastile. Deci coboară omul care a trebuit ușor noi să trăim 120 de ani fără nicio problemă. Hai, ne punem această țintă și ducem o viață fără să ne lăsăm pradă viciilor, pradă obsesiilor. În clipa aia trăim și frumos, trăim liniștiți. Ia uitați-vă încă o planșă. Este o declarație de iubire. Cineva a spus altcuiva, te iubesc. Uitați-vă cât de frumoasă este compoziția acestui cristal pe vibrație de iubire. Mulțumesc, regia. Deci, hai să nu lăsăm de izbeliște mintea asta a noastră și sentimentele noastre. Pentru că, afară de faptul că pleacă și ajung la cei din jur, acționează asupra noastră. Făcut niște experimente, la un moment dat am și cu ce,
o aparatură specială care lucrează pe niște vibrații. Este vorba de un aparat HADO, se numește, făcut de laboratoarele lui Emoro Masato. Aceste măsoară vibrația emoțională. Deci, sau vibrația emoției care a pornit de la mine și a încărcat un obiect. Am mai spus, dacă eu mă duc, am o discuție neplăcută cu cineva sau plăcută și vin și meditez la discuția respectivă. De regulă, noi ne fixăm pe dialogurile stresante, alea plăcute trec repede, nu le luăm în seamă, cu toate că acelea ar trebui să ne preocupe mintea mai mult. Și am venit și în timp ce mă gândesc la ceva, am ținut în mână pixul ăsta, mă joc cu el, nu-l bag în seamă. L-am încărcat energetic. Îl las și plec, văd de treabă. Am uitat discuția mea. Ce m-a preocupat? Când mă întorc și dau cu ochii de el, instantaneu mi-aduc aminte că el a trimis energie, el e încărcat energetic. Păi, foarte multe persoane susțin că, domnule, simt casa, să chem un preot să îmi curețe casa. Păi după ce a plecat preotul până în seară e la loc, pentru că sufletește, mentalul lui este tot pe vibrația aia joasă, rea, supărată. Nu e nevoie să vină altul să vă curețe casa. Vă puteți curăța singur, în secunda în care începe să aprindeți o lumânare. Să priviți cu bunătate, cu bucurie, fără ceartă, să priviți frumos în jurul dumneavoastră. Păi încărcați totul. Dormiți și mai liniștit, dormiți cu totul și cu totul în altă vibrație decât cea în care suntem noi uitându-ne. Vă uitați la televizor și în loc să dați pe un post National Geographic sau oamenii se uită unde să cârie unii, să ceartă, îi vedeți jurnaliști, ăla îi zice să ia aproape să ia la bătaie acolo. Savurează scandalul ăla. De acolo vine o grămadă de energii pe care omul le îngurgitează în tot ansamblul lui și e supărat după aia că am discutat cu niște persoane din apropierea mea care au văzut ceva dimineață până seara. Ce au făcut ăia? Păi frățioare, de ce te hrănești tu cu vibrația asta? Dar de ce îți place să trăiești acolo? Păi n-ai văzut, nici nu prea m-a interesat, dar presupunând că eu mă uit o secundă și pe urmă nu mai mă uit. Nu mă interesează, pentru că dacă m-ar interesa, înseamnă să particip, să bag ștecherul minții în vibrația aia. Privește. Dacă noi toți gândim bine, le schimbăm și mentalitatea lor. Dar dacă noi cuplăm pe mentalitatea lor și ne înfuriem și noi, transmitem aceeași energie negativă, destructivă către ei. De exemplu, apa de care vorbeam, la noi este dezinfectată cu clor. Deci clorul împiedică apa să formeze cristale. Nu-i dă voie. S-a constatat totuși de către Masato, de către Emoro Masato, s-a constatat că rugăciunea, că vibrația, nu clor, vibrația negativă a clorului e îndepărtată. Clorul rămâne ca substanță chimică, dar nu mai are vibrația lui, fiindcă am mai povestit și altădată, fiecare substanță, fiecare formă are o vibrație. Deci vibrația aceea a clorului e îndepărtată. După care cristalele s-au format în mod obișnuit. După o rugăciune, deci după o purificare și o consacrare a apei, folosesc anumite termeni pe care dumneavoastră nu-i luați ducându-i, eu știu, într-o formă mistică. E ceea ce am spus, discut cu apa, discut cu obiectele. Băi, descarcă-te. Din clipa asta nu mai ești încărcat energetic negativ, ești încărcat energetic pozitiv. Că ați trimit gânduri energetice benefice, așa vă curățiți casa. Obiectele care la un moment dat vibrează, sunt aparate, am eu niște aparate pe termolaser și m-am uitat văzând diferențele de temperatură pe anumite zone unde personajul
Gândește negativ. Știți care e cel mai încărcat dintre toate? Negativ. Te-am măsurat. Ecranul televizorului, când televizorul e stins. E o diferență de la sticla lui și mai încolo la un metru, din punct de vedere termic, e pe o vibrație termolaser, și ca să știți, este foarte rece, foarte scăzut. Ecranul închis ar trebui să aibă temperatura mediului ambient. Nu e mult mai rece, e încărcat energetic până în substanța aceea dinăuntru, care este fotoreflectoare, care vede, se încarcă cu energii negative. Deci, și hrana de care vorbeam, care trebuie purificată, nu numai substanțele chimice, ci energia din ea, vibrația ei. Ea vibrează tot timpul. N-am acum la mine, dar v-am arătat desenele astea. Cum arată cristalul unui gând bun, a unei muzici frumoase sau unei rele, unei muzici de asta disarmonică. Dacă o mâncare, gospodina, o face cu bucurie, nu e supărat, e veselă, mai cântă, ascultă o muzică frumoasă și chetește mâncarea cu dragoste, cu plăcere, cu bucurie, nu produce niciun fel de deranj. Mulți după ce mănâncă au durere abdominale, să simt balonați, au nu știu ce, ia să mai iau niște bicarbonat, ia să iau nu știu ce pastile, țâmpă peste top, cărbuni pentru... Păi nu, pentru că mâncarea este nocivă. Mâncarea este făcută cu energii tulburătoare în interior. Ca să nu mai zic că pe urmă ea începe încet, încet să se macine în stomac, digere și intră, se duce în organe prin sânge. Se duce odată cu toate aceste energii ale gândurilor negre. Deci, hai să schimbăm sentimentele cu care mâncăm, cu care gătim, cu care facem orice. Hai să fim bucuroși, râdem tot timpul. Băi, e un necaz. Trecem noi, zicem ca Iov din Biblie. Cum le primim pe cele bune, le primim și pe cele. Ia să vedem cum trecem peste toate. Hai să scoatem, vorbim de gândirea pozitivă. Păi asta e gândirea pozitivă. Ceea ce v-am spus până acum. Deci, s-a constatat că apa care memorează toate mesajele scrise le transformă în cristale, cum am zis, pusă într-o sticlă. Au fost puse niște cuvinte. O sticlă avea, erau mai multe. S-a spus un cuvânt. Deci, s-au spus următoarele cuvinte apei. Creștinism. De vreo 3-4 s-a repetat la o sticlă. Dincolo. Islamism. Hinduism. Budism. Deci, în toate aceste cazuri, apa a format cristale de o frumusețe nebănuită. Dar total diferite. Nu se potrivea un cristal de la sticla unde am zis creștinism cu cristalul de la hinduism. Nu semăna niciun cristal unul cu celălalt. Într-adevăr, frumusețea și puritatea lor era deosebită. Deci este... S-au mai făcut un experiment. S-a scris pe o etichetă și s-a pus pe sticlă. Crăciun fericit. Unul în limba engleză și unul în limba italiană. Ia să vedeți cum descrie experimentatorul din laboratorul lui Masato, cum descrie observația lui. Cristalele de apă ale Crăciunului englezesc arătau o frumusețe distinsă, dar rece. Pe când cristalele italienești erau ca într-un dans, ca într-o zvăpăiată neliniște și bucurie. Apa a desenat în sine temperamentul vulcanic al italienilor și temperamentul răcoros al englezilor. Numai prin cuvântul Crăciun fericit, spus în limba respectivă. Limba are încărcătura ei energetică a limbii respective, a mentalului. De pildă, eu vorbim de mentalul colectiv.
Eu în România nu știu nicio limbă străină. În cupola asta energetică refuz să vorbesc decât limba română. Altminteri, induc în această cupolă energetică a mentalului de aici, induc vibrații de cu tot o altă structură. Păi, vibrația poate să fie, să spun cuvinte frumoase, și în limba română și în limba engleză, să zicem. Sau ebraică, sau, eu știu, franceză. Numai că acest melanj energetic ar arăta ca, să zicem, într-o, ce exemplu să dau, într-un pilaf de ciuperci, am făcut, pun acolo o ciorbă de potroace. Păi cam cum arată combinația aia? Nu e nici de aia, nici de aia, arată altă ciudățenie. Deci, trebuie să fim foarte atenți și cum vorbim și ce vorbim și ce spunem. Văd acum o manie în România, toți spun patru cuvinte românești, mai spun unul în engleză, zice, dar cum s-ar zice englezul? Dar de ce, cum ar zice englezul? Cum zice românul, măi? Ce vrei să arăți că ești cult? E o infatoare prostească. Să arăți că, ia uite ce știi tu, cum ar zice englezul, cum ar zice turcul, sau eu știu cum. De ce nu spui cum ar zice ăla din Burkina Faso? Că nu știi, vrei să-mi arăți ce știi. E dăunătoare treaba asta. Vorbiți, fraților, limba română. Cât mai corect, cât mai pură, cât mai nealterată. Sentimentele pe care le scoți vorbind limba română, ca vibrație energetică și ajunge în apa celor din jur, intră în celulele lor, e cu totul altă, are altă formă decât dacă zic eu, how are you? Ca să arăt că ai văzut ce știu. Este o infatuare primitivă. Deci e bine să gândim, să vorbim în limba noastră cu bucurie și niciodată, cum am spus, dăunător către adresantul meu, fiind în față sau fiind undeva. Când l-am mentalizat, l-am și văzut. Am și stabilit un canal de legătură, să stabilește instantaneu. Și când am gândit rău și trimit o înjurătură de mamă sau ceva, în clipa respectivă, vibrația negativă a intrat întâi în apa din corpul meu, de aici s-a amplificat, iese pe aură și pleacă așa ca un torent către el. Da. Sigur că eu vorbesc treaba asta și o descriu în timp. Nu, e instantaneu. Și la mine și la el deodată se întâmplă treaba asta. Ravagile sunt instantanei. Deci, vorbind de acest Masaru Emoto, e adevărat că el a stârnit niște curente, a stârnit niște studii în toată lumea. Recunoașterea lui internațională nu se va șterge niciodată, rămâne în memoria umanității. Deci rugăciunea de care vorbim noi acum cu apa a demonstrat că nu e numai un, să zicem, un efect placebo. Ea fiind plecată din conștiința noastră, schimbă structura materiei. Îi modifică prin energia care vine, modifică compoziția materiei și astea s-au făcut, cum am spus, pe corpul biologic, care se poate măsura, se poate pune la un scanner, se poate pune la o radiografie și se vede. Ăsta n-a făcut decât asta. Uite cum s-a modificat. Deci, în consecință, nu doar apa este medicamentul extraordinar pentru corpul nostru, apa în sine, ci mesajul pe care îl transmitem noi apei prin rugăciunea aceea. Vă rog să nu înțelegeți defectuos. Rugăciunea mea e către apă. Nu mă rog, Doamne, binecuvintează această apă și țin-o un sfert de oră așa, tot felul de chestii. Nu. Te rog să fii bună. Mă adresez apei. Știu mâna aici, în Anahata, pentru că creez un câmp de energie care o cuprinde. Deci, încă o dată, mesajul care îl transmitem apei
modifică structura ei. O apă poluată, o apă de la robinet, poate transmite, așa dacă o bem de acolo, corpului nostru, mesaje anarhice, mesaje haotice, mai ales când, cum se dezinfectează la noi cu clor într-o veselie. Dacă mai e și o apă gazoasă. E adevărat că e acidulată și place la limbă. Ia să vedeți dacă ați ști cât de rău îi face corpului și lui nu-i place. Dar l-am învățat să-l schingiuim. E total această apă neprofitabilă pentru corpul nostru. Deci rugăciunea este de fapt un dialog cu materia. Un dialog cu apa, un dialog cu mâncarea, un dialog. Te rog să te descarci, te rog să fii așa. Fii așa, fii așa. Poate să fie o formă chiar imperativă un pic. Foarte ferm, pentru că eu când sunt ferm, am convingerea că așa va fi. Dacă zic știi, ar fi bine să arată o anumită îndoială în comportamentul meu. Arată o anumită formă de nesiguranță. Și formă că așa o fi, nu e. Fii sigur că nu mai e nimic. Am stricat tot. Și spun, fii bună, ape. Pot să spun acest te rog ca să mă obișnuiesc cu o anumită culanță, a te rog să fii așa. Categoric. Încă o dată, revin la ideea de bază de la care a început. Suntem apă, tot universul ăsta. Știți că 3/4 din planeta asta e apă? Apă e în jurul nostru. Vedem câtă apă este, umiditate. E apă peste tot. Apa asta poate fi dăunătoare sau poate fi benefică. Depinde de mintea mea, de mintea fiecăruia dintre dumneavoastră. Dacă toți gândim polar, polarizați, pe o idee de beneficiu, nu vom gândi niciodată dăunător. Și vă spun treaba asta de proprie experiență. Am avut perioadele mele de răutate, de supărare, de egoism, de orgoliu. Se poate bine. Am avut de suferit. Nu intru în detalii, dar am eu notările mele și am văzut când am schimbat paradigma conceptuală. Dintr-o dată totul a început să, parcă și lumina și-a schimbat aspectul. Ideea ar fi cam cât timp trebuie să facem acest, să zicem, hai să zicem tratamentul cu apă. Ar putea întreba. Dacă înțelegem că apa este un medicament cel mai puternic dintre toate pentru corpul nostru, păi ne vom ruga cu apa cât vom bea apă, cât nu vom mai bea. Știți că s-a constatat că de la 60 de ani scade apa vijelios din organism și atunci trebuie să o completăm. 2 litri. Dacă beți un pic mai mult, nu stric, dar mai puțin nu. Dacă apa din celulă scade până la 50%, păi în clipa aia plecăm către Sfântul Petru. Ba. Deci corpul moare. Deci noi trebuie să folosim apa, cum am spus. Nu putem trăi fără apă. Apa transformă energia care o dăm în informație. Informație care ajunge de la mine, peste tot și pe urmă ajunge la cei care ne văd. Deci, trebuie să reținem valoarea informativă a energiei din apă. Și atunci, experimentele lui Emoto arată că apa ascultă rugăciunea noastră modificându-și structura. Rețineți, apa ascultă rugăciunea noastră modificându-și structura. Pauză de publicitate.
Dacă nu bem apă regulat, celulele se intoxică. Când membrana unei celule nu este bine hidratată, de la creier pornește o comandă și corpul declanșează un mecanism de urgență. Asta este pentru o, ca o formă de apărare și de hidratare. Deci, în acel moment, membrana celulei se îmbracă într-o peliculă protectoare, așa ca o cremă, să zicem, care împiedică uscarea. Dar ce este această peliculă, această cremă? E, aici e surpriza. Pelicula este colesterol. Corpul începe să fabrice mai mult colesterol ca să bandajeze celulele. Deci așa se protejează corpul de deshidratare, cu ajutorul colesterolului. Persoane care au un colesterol crescut și tot umblă după medicamente să vadă cum și să ia să-i scadă. Păi, studiile făcute în laboratoarele astea și altele de aici încolo au arătat că după, la cât ar fi colesterolul de crescut, după 21 de zile de băut apă corect, colesterolul scade la normal. Deci, rezultă că în 90% din cazuri, colesterolul este crescut din cauza deshidratării. S-au mai făcut studii pe celule canceroase, au arătat că acestea nu mai comunică între ele, se singularizează, devin egoiste. Acest Ralph Wornem, care a studiat în continuare și continuă studiile lui Memoru Masato, arată că celulele astea deshidratate sunt așa ca într-un soi de sferă întunecată și devin mutante, se mută de colo-colo și transmit informația și ajunge la cancer. Atenție! Sarea e foarte importantă pentru organism, pentru că schimbul de apă intracelular se face cu ajutorul sării. Dar, atenție, aici mare atenție, e vorba de sarea aceea, nu aia făcută prin evaporare, care nu mai are natrium ca lumea, e numai sărată. Sarea aia, gem, olovanul ăla, spart, mărunțit și aia e bună. A început să fie sare de mare, găsiți prin magazin, îi zice, aia e bună. Deci, transferul, dacă apa și corpul nu are săruri, celulele nu mai funcționează între ele, ca lumea, ele trebuie să, tot timpul să transfere informație. Acum, știm că sângele e cel care se plimbă peste tot, până în capilarele alea care sunt mai mici decât firul de păr. El transmite și transportă, odată cu plimbarea asta în organism, prin ajutorul inimii, toate substanțele vitale de care are organismul nevoie. Ce se întâmplă? Tot din studii arată că sistemul digestiv funcționează perfect și echilibrează și acidul clorhidric și celelalte forme de acid din stomac dacă bem un pahar de apă cu o jumătate de oră înainte de masă. Apă pe care am energizat-o, așa cum am spus, am transmis o rugăciune. Nu bem apă în timpul mesei. Deci sângele respectiv, cu apa care a primit-o energizată, în clipa când începe digestia, digestia se produce în mod normal, în mod firesc, alimentele sunt digerate așa cum trebuie și pleacă prin, mai departe, ies din stomac, se duc prin intestine și pleacă prin pereți, iar sângele ia toate substanțele respective și le transferă în întregul corp. Deci, nu bem apă în timpul mesii pentru că, i-ați văzut când fierbe o mâncare? Fierbe. Turnați o cană de apă înăuntru și oprește fierberea până se încălzește din nou și ajunge la temperatură de fierbere. Așa se întâmplă și cu alimentele din stomac dacă bem apă în timpul mesei. Deci, rețineți,
un pahar sau o cană de apă cu o jumătate de oră înainte de masă, băută cu înghițituri mici, câte un pic, câte un pic. Nu omiteți niciodată, indiferent ce băgați în gură, o bomboană. Rugați-o și pe aia să fie bună. Indiferent ce. În momentul când luăm ceva și ducem un fruct, un măr, orice, ducem la gură să mâncăm, rugăm, îi facem o rugăciune să fie bun. Toate astea ajung, rugăciunea respectivă, odată că intră în fructul respectiv, prin mental intră și în celulele noastre, din apa, din corp, care, coroborate cu alimentul respectiv, începe să empatizeze și ajută ca acel energiile acelui obiect să intre și să fie benefic pentru organism. Deci fiecare celulă din organismul nostru luptă pentru a-și întreține viața proprie. Dacă fiecare celulă are același scop și o ajută, înseamnă că viața întregului corp, întregului organism, este bună. Cum am spus, sângele nu face excepție de la regulă, că e și el apă. Însă, vedem în felul în care am spus, în timpul alimentației, în timpul mesei, de ce e foarte important să bem apa cu o jumătate de oră înainte de masă. Sângele, dacă nu este corpul hidratat, ca să poată circula, să fie fluid, extrage apa din organele pe unde ajunge el și apa necesară. El nu va face rabat. Foarte multe persoane simt anumite dureri pentru că nu se hidratează. Bea două pahare de apă, a spus cuiva, și a trecut durerea pe loc. Nu băuse apă. El ia și din creier apă și ăsta e 90% apă. Și începe o durere, se supără el și zice, băi, de ce mi-e apă? Păi sângele trebuie să circule, că dacă nu mai circulă, gata, omul a murit în câteva clipe. Atunci ia din organe, ia apa respectivă. Acele organe care ne dor câteodată, mai ales după ce mâncăm, rezultă că nu au apă. Cum au spus mai mulți aici. Când te doare, nu ești bolnav. Ți-e sete, de fapt. Organismul lui e sete. La nivelul cartilagilor apar, mai spre bătrânețe, deformări, cartilagile nu mai merg, dor. Pentru că cartilagiul are 90% apă. Când cartilagiul este deshidratat, începe să pocnească, începe să scârție, începe să se uzeze. Că e ca vaselina sau, eu știu, ca uleiul undeva. Deci uleiul din corpul nostru este apa. La fel, oasele au nevoie de apă. Durerile de oase sau, în special, femeile care sunt mai predispuse că pierd apă mult, mai ales în perioada cât au ciclul respectiv, apa se duce o grămadă și apare osteoporoza. Osul începe să devină mai puțin dens și începe să capete porozități. Iar cu timpul pot să ducă, cum sunt femei spre bătrânețe, să rupe, fracturează repede un os. Nu beau apă, doamne. Nu beau. Păi zice, am băut o cană, păi dacă nu mi-a fost sete. Păi la un moment dat, în timp ce organismul e dezobișnuit de apă, pierde și pofta de sete. Nu mai pierde. Dar noi, ca să întreținem, bem apa, cum am spus, ne este sau nu ne este sete ca senzație, noi trebuie să bem apă. De exemplu, ce se întâmplă când luăm un calmant pentru dureri sau când avem un șoc? Luăm calmantul cu ce luăm? Cu apă. Nu zicem ca să alunece pe gât. Sunt unii care înghit pastila așa, n-au nevoie de apă. Greșit. De fapt, când iei un calmant pentru durere, ceea ce calmează durerea nu-i calmantul, e apa. Pentru că, încă o dată, 90% din durerile din corpul nostru
sunt semnale că acesta spune cumva în felul lui, te rog, am nevoie de apă. Dar te rog, am nevoie de apă. Tensiune arterială mare. Problemele legate de vasele de sânge sunt cauzate din lipsa apei în corp. Noi presupunem că durerile sunt mai mult decât o rugăminte pe care corpul ne-o trimite. Trebuie să înțelegem că durerea, indiferent unde o percepem noi, este un mare strigăt de ajutor, care se poate traduce în felul următor. Ajutor, mi-e sete. Mi-e sete de nu mai pot. Cred că ceea ce am discutat astăzi, legat de corpul nostru în special, rămâne ca un semnal de alarmă și de conștientizare pentru ceea ce avem de făcut cu apa. Și nu uitați, rugăciunea apei, mâinile așa, puse aici, Anahata. Dar nu uitați că e foarte important. Ce facem pentru noi, nu facem ca celula aia care sunt singure, facem pentru toate celulele. Toți oamenii din jurul nostru sunt celulele acestui societăți, a acestei lumi. Suntem peste tot. De la unul la altul transmitem informații în permanență, interconectate. Informația nu vine așa undeva să duce, să așează. Intră direct în celula celui căruia i-am trimis informație. Când intră în celulă, intră în apa de acolo. Intră în informația de acolo. Când am trimis un gând rău, afară de faptul că el acționează și în interiorul meu, ajunge la ținta căruia i-am trimis gândul rău, celulele lui o primesc și îi deranjează apa dinăuntru, o strică. Corpul, în momentul corpului, se revoltă și trimite undeva afară, trimite pe calea cea mai scurtă, de la ăla care a primit-o. Deci începe un transfer de energii destructive și dacă ne dăm așa un pas înapoi, ne uităm în jurul nostru, cum calificați dumneavoastră energiile care bântuie în jurul nostru? Am mai zis, parcă eu mă uit. De pildă e un personaj pe care nu-l înțeleg. Adică nu-l înțeleg, îl înțeleg, dar e de neînțeles într-un fel. Este primarul general al capitolului. Dom'le, tot timpul e încruntat. Tot timpul e supărat. Emană în jurul lui așa câmpuri de energie negativă. Ați văzut, sunt bine. A avut câteodată așa un rictus vag restul. Dom'le, ce se întâmplă, m-am întrebat omul ăsta. Are și gura căzut așa și stă. Ce nu-i convine? Dacă nu-i convine ceva din anturajul lui, ceva din lumea în care trăiește, schimbă, frate. Tot. Până în Sahara e tip destul. Acolo te înțelegi cu scorpionii sau mă rog cu cine. Restul. Mă uit pentru troleibus, pentru tramvai. Mie îmi place să merg mult între oameni și să mă uit la fizionomia lor să-i văd. Să urcă, să uită unul la altul așa pe sus frâncene. Mă și gândeam, bă, ăștia se cunosc de undeva? Nu, era clar că nu se cunosc. Dar să dușmănesc așa involuntar, pentru că omul are o supărare în interior. Pe el îl supără orice, până și propria existență. Nu-i convine nimic. De aici apare stresul. Uitați, stresul în foarte mică măsură vine din exterior. Stresul pleacă din interiorul nostru, din modul cum receptăm ambientul. Când eu fac deschiderea pentru vibrații joase, care deschiderea se face din interiorul meu, păi ce vor intra? Tot vibrațiile joase, tot stresul va intra. Și atunci începe așa o busculadă care se mișcă și se mișcă și se rotește într-o buclă și eu mă simt din ce în ce mai nefericit. Auzeam pe cineva de curând, n-am avut noroc. Ba, noroc ai avut cu carul, dar nu l-ai știut să-l folosești. Ce înseamnă noroc? Înseamnă așa, stai la capul podului cu mâna întinsă și poate ai norocul, trece unul și zice, hai bă, să-i pui și ceva balmălul ăsta. Nu. Noi suntem datori față de viața noastră, față de
ființa noastră și a celor din jur, pentru că suntem deodată cu toți, să gândim pozitiv, să gândim frumos. Și am zis, dimineața în oglindă, mergeți și râdeți 3 minute, am mai spus eu exercițiul ăsta. Râdeți în hohote și râd faceți și seara că vă duceți la culcare. Dacă constatați că nu sunteți, mai ales seara, o stare așa, beți fraților așa o ceașcă de cacao, care e ciocolată, dar cacao, de o stare, năvălesc endorfinele, omul se culcă fericit. Nu mult, o ceașcă așa, cu cacao. Păi pune și 3 picături de lapte, dacă vreți, și o vârdă linguriță de miere, miere, nu zahăr, și culcați-vă cu gândul, mâine va fi o zi mai frumoasă decât astăzi, mâine voi fi mai tânăr decât astăzi, mâine voi fi mai sănătos decât astăzi, mâine voi fi mai înțelept decât astăzi. Acestea sunt, să le zic eu, mantre pe care trebuie să le repet în continuu, într-o cascadă, ca să mențiu vibrația energetică din apa, din corpul meu. Ea stă, dacă zic azi câteva, poate să stea o lună, că s-au experimentele științifice, au arătat că vibrația benefică durează în condensatorul numit apă, după care ea se disipă încet, încet, iese în spațiu din jur sau e inhibată de alte vibrații care o disipă. Și atunci eu trebuie să mă încarc în permanență și am zis tratamentul ăsta asupra apei din interiorul nostru și apei de celor din jur trebuie să dureze toată viața. Pentru că nu e foame toată viața, nu mănânc și gata, mai mănânc 2 zile și mi-ajunge. Sau beau apă tot timpul, iar atât hrana, căci apa trebuie să fie energizată, cum am spus. Apa, până și amărâtul ăla de clor care, cu care dezinfectează băieții ăștia apa. Și ăla, printr-o rugăciune cu apa, discuție cu apa, ăla se disipă. Energia, vibrația se purifică, iar clorul devine neutru. Nu mai este nociv. Alminteri, dezinfectează el până și intestinele, dar le dezinfectează. E ca ăla care îi fac ăștia când moare, îi bagă niște săruri așa pe vase, cloroformul ăla ca să îl dezinfecteze, să nu se strice repede, dar tot mort să cheamă. Deci hai să gândim că avem de trăit o viață frumoasă, avem de trăit. Data viitoare o să vă vorbesc despre, complementar la această formă de gând, o să vă vorbesc despre lumină. Lumina ca e o lumină polarizată, se numește, diferite culori, deci are o culoare. Există și o lampă, am eu aici un exemplar, cred, o lampă. Se numește Bioptron. Asta este lampa. Ea dă o lumină, poate să fie galbenă, poate să fie roșie, dar în special frecvența asta pe galben. Numai că dacă o să vă duceți să luați, o să vă coste o sumă destul de considerabilă. Ajunge până la 2.000-3.000 de euro. Există, să vă spun data viitoare, lămpi cu halogen, mai multe becuri, lanterne, costă, eu știu, 20 de lei maxim. Și am să vă arăt, se pune în capacul care se desface, se face niște celofan din ăla colorat care se bagă într-un plastic, dacă aveți o mașină de plastifiat, se bagă, se plastifiază, se taie după el și se schimbă. Lumina polarizată se pune odată cu gândirea apei care mi-a revigorat celula, pun și o lumină polarizată. Infraroșu sau roșu, 10 minute. Trec, eu am făcut treaba asta, aveam aici o durere care puteam să o asemui cu durerea aceea de torticolis, când rămâne așa durerea și nu se fac tot felul de botoxuri de astea. Lucrez cu apă cu celula și puneți o lumină polarizată și
O să vedeți beneficiile. Vreau să întreb regia, câte minute mai avem? Mulțumesc. Deci, rețineți că această lumină polarizată este cea care face modificări complementar, face modificări ale zonei respective, ale apei din celulă. Lucrează asupra, intră în rezonanță cu frecvențele lumina respectivă, cu frecvențele tuturor materiilor vii. Și în special cu moleculele de apă. Este această lumină lucrează asupra fluctuațiilor electromagnetice subtile. Când zicem electromagnetism, lumina este o componentă electromagnetică. Începând de la razele gamma, frecvențele alea care vin din soare, inimaginabile, ultraviolete, și terminând cu lumina asta de la lumânare. Terminând cu lumina roșie, infraroșu, joasă, frecvențe joase. Deci este o formă de frecvență electromagnetică. Magnetismul creează o undă sinusoidală orizontală, iar electricitatea creează o undă sinusoidală verticală. Ele se suprapun așa și dau ceea ce cunosc cei care cunosc, energia electromagnetică. Tot ce vedeți în jurul nostru, tot ce băgați în priză, folosește energie electromagnetică. Ceasurile de la mână, astea cu coarț, totul e pe curent electric. Continu sau alternativ. Alternativ înseamnă că face odată lămpile de neon, care le aveți în casă, mișcarea se face du-te, vino, cam de 50 de ori pe secundă, de-aia nu observă ochiul, că nu percepe vibrația asta, sau 60, cum e la americani, frecvență de 60, să pun și niște grătare ca să nu deranjeze ochiul, chiar dacă el nu observă. Și în momentul acela, combinația asta dintre acest bioptron sau această lumină polarizată și apa de care discutăm, și cred că și aștept de la dumneavoastră întrebări, trimiteți-mi legat de treaba asta. Sunt foarte interesat și vreau să avem o comunicare interactivă, să-mi spuneți ce se întâmplă cu fiecare dintre noi care practică și are o experiență. Vă rog să-mi o transmiteți. Aici ne luăm la revedere pentru seara aceasta. Vă doresc o seară cât mai plăcută și meditați la rugăciunea apei. La revedere!